vreți. Vă să-mi iau și eu chestia. Prefectului județul Brașov, ordinul numărul 401 din 25 iunie 2012. Pe apartenența politică. ACD-ul, având 8 consilieri, cu cine mai face grup? Sau rămâne grup? Spuneți. PPDD. Deci ACD, scrie eu pe aici, ACD plus PPDD. Cu verzii? Da. Cu verzii. PSD. Și PSD. PDL-ul rămâne singur, da? Bun. Atunci, grupul ACD-PPDD, Partidul Verzilor PSD, să dea numele unui lider de grup. Să nominalizeze un lider de grup. Nu are nicio... Grupul ACD-PPDD, Partidul Verzilor PSD, un lider de grup. Care poate să fie și membru în comisia evaluare, nicio problemă. Dar un lider de grup acum. Da. Numele. Adrian Gheorghe. Adrian Gheorghe. Treceți în procesul verbal. PDL, lider de grup. Nominalizat. Preda Ion. Preda Ion. Grupul ACD-PPDD Verzii au dreptul la 4 mandate, PDL la un singur mandat. Deci, vreau să faceți 4 propuneri. Domnul Preda, o singură propunere, domnul Preda, din partea PDL. Din partea mea să facă timp. Dar crezut că ce nu postează în Ucana. Pentru Androni, cine este pentru? Știu. Unanimitate. Următor. Lăzăroi, cine este pentru? Unanimitate. Terci, cine este pentru? Unanimitate. Ciolan? Unanimitate. Se alege comisia de validare a mandatului consilierul local al municipiului Codea, formată din 5 membri care va funcționa cu întreaga durată a mandatului, următoarea componență. Mica, Androni, Lăzăroi, Ierși, Ciolan. Vă rugăm să vă retrageți. V-am ajutat la procesul verbal să fiți mai operativ. Președinte, secretar, și dosarul studiat și veniți înapoi să dați citire. Avem multe planuri pentru mandatul acesta. Sunt foarte multe probleme care sunt de rezolvat. Știu eu, începând de la problema câinilor comunitari până la probleme legate de grădinițe, de toalete ecologice, de canalizări și așa mai departe. Sper că în acest mandat locuitorii orașului să vadă că la Codea se întâmplă altceva decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Codea să devină un oraș european, oamenii să respire un aer curat, să iasă cu plăcere în parcuri frumos amenajate și, în ultimul rând, să beneficieze de un cadru normal. Da, sunt și emoții, este normal să fie și emoții, este pentru prima dată când mă aflu o astfel de situație. Sper să nu fie pentru ultima dată, sper să avem peste 4 ani un nou mandat și, așa cum am spus, sper să facem lucruri frumoase pentru locuitorii Codrei. Cum ați fost întâmpinat de administrația locală? Am fost întâmpinat cu mine. Trebuie să-i mulțumesc fostului primar Pop Alexandru, care de 3 săptămâni după, de la data alegerilor, m-a lăsat să mă apropiez cu aparatul administrativ al primăriei Codrei. Aceste 3 săptămâni mi-au arătat că domnul lui a înțeles
deschidere procesului verbal încheiat astăzi, 28.06.2012, cu ocazia ședinței Comisiei de Validare a Consiliului Local Codlea. În ordine alfabetică îi voi citi. Adam Lucian Ilie, Arcean Octavian, PDL, Cârstolovean Adriana, ACD, Dumitrescu Mihai, ACD, Gheorghe Adrian, ACD, Grecia Maria, pe PDD, Ivan Călin Felician, PDL, Lăzăroiu Costel, Partidul Verzilor, Manole Dionisie, PDL, Nica Corina, ACD, Poc Mircea Virgil, PDL, Preda Ioan, PDL, Stama Robert Cosmin, PSD, Sumănariu Mihai, Partidul Verzilor, Terci Traian, PSD, Turcu Teodor Ioan, PSD, Urdea Virgil, ACD, Vlad Constantin, ACD. Validarea fiecărui mandat de consilier local cu mențiunea că cel strigat nu votează. Adam Lucian Ilie. Cine este pentru validarea mandatului consilier local? Androne Silviu Claudiu. Cine este pentru? Bălan Ștefan Octavian. Cine este pentru? Cârstolovean Adriana. Cine este pentru? Dumitrescu Mihai. Cine este pentru? Gheorghe Adrian. Grecia Maria. Cine este pentru? Ivan Călin Ferician. Cine este pentru? Lăzăroiu Păstel. Cine este pentru? Manole Dionisie. Cine este pentru? Nica Corina, cine este pentru? Poc Mircea, cine este pentru? Preda Ioan, cine este pentru? Stama Robert Cosmin, cine este pentru? Sumănariu Mihai, cine este pentru? Teci Caia, cine este pentru? Turcu Teodor Ioan, cine este pentru? Urdea Virgil, cine este pentru? Vlad Constantin, cine este pentru? Se constată faptul că s-a obținut unanimitate de voturi pentru cei 19 consilieri care au fost... Stânga, stânga, jur. Aici. Jur. 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 Cătălin George, primar ales al municipiului Codlea, care depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință.